Dacă ție îți intră în casă ursul, cum se întâmplă acum în Harghita, și îți omoară copiii în bucătărie sau în living, tu nu poți să faci nimic ursului, pentru că trebuie să vină a doua zi o comisie din patru care fac un conclav și stabilesc ei prin vot ce să facă ei cu acel urs care deja ți-a omorât familia. A. Cum nu știu ăștia de lasă urșii, nu? Să distrugă proprietăți, să omoare oameni. Nu s-a uitat în directiva europeană cum e aia, că nu poți să-i omori determinat. Și pentru că acestor din guvernul României nu le-a explicat nimeni. Nu le-a explicat nimeni, dragă Marius, ce este aia determinat. Ei au impresia că nu au voie să împuște ursul. Drept pentru care dacă ție îți intră în casă ursul, cum se întâmplă acum în Harghita, și îți omoară copiii în bucătărie sau în living, tu nu poți să faci nimic ursului, pentru că trebuie să vină a doua zi o comisie din patru care fac un conclav și stabilesc ei prin vot ce să facă ei cu acel urs care deja ți-a omorât familia. Tu n-ai voie să-i faci nimic ursului, alminteri. Păi nu, conform legislației alminteri, europene. Alminteri, dacă ai armă pe care o deții legal, no, și intră peste tine un criminal în casă care vrea să te omoare, ghișe. Pe ăla poți să-l împuști, conform legii, ăla fiind om. Pe urs care este animal, nu. Nu poți omori ursul care vrea să te omoare, dar poți omori omul care vrea să te omoare. Eu mă lupt cor la cor cu ursul dacă vine. Și mai au